Mergeți la asociație să vă pună ștampilă cu numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă. Adeverință, luăm în considerare și una și alta. Doamna Maria are 61 de ani și a suferit o operație la ochi. Nu are venituri și trăiește din pensia soțului său de 1600 de lei. Ajutorul de la stat e singurul care îi poate ajuta să nu tremure de frig și să treacă cu bine peste iarnă. Am înțeles că nu trebuie să facem mare lucru, dar văd că acum uitați ce e aici. Sunt 14 pagini da. Completate. Că mulți am înțeles că renunță. Uite ce e aici, ce... Și mai trebuie să mai faceți încă un drum, le completați, mai luați niște documente. Care ăsta mă costă, nu? Și drumul ăsta. Cererile pot fi depuse în format fizic la sediul primăriei, dar și online pentru a evita un drum în plus și aglomerația. Deși ultima zi de depunere este 20 noiembrie, mulți dintre gălățeni au preferat să vină încă din prima zi la primărie, mai ales că mulți dintre ei nu știau nici măcar de ce acte au nevoie pentru aceste ajutoare. Dumneavoastră cât aveți venit? Niciun leu. Niciun leu. Niciun leu. O să vă ajute aceste ajutoare? Păi, probabil, probabil ce va fi la... Întreținere. Am depus tot ce trebuie și păi, e bine că anul ăsta mai scade și la, în afară de gaze, la centrală și electrica. Cât aveți venit cu familie? 200 de lei. Pot beneficia de acest sprijin persoanele al căror venit pe membru de familie este de până la 1386 de lei sau de până la 2053 de lei în cazul persoanelor singure. Anul trecut 1600 de gălățeni au depus cereri la primărie pentru ajutoarele de căldură.